Noi suntem Steaua București. Sâmbătă jucăm și pentru voi. Steaua București este și va fi doar aici. Forța Steaua! Cel mai important meci de fotbal din România în acest weekend are loc în complexul Ghencea. Chiar dacă Steaua București evoluează deocamdată în al treilea eșalon, prima partidă oficială în 2021 a roșialbaștrilor prezintă un interes foarte mare din partea mass-mediei. Întâlnirea din etapa 11 a seriei a 4-a cu cei de la FCFCSB2 va fi transmisă sâmbătă de la ora 15 în direct pe canalul de YouTube Steaua TV. Echipa s-a pregătit foarte bine, arăta foarte bine în meciurile amicale, este foarte motivată și așteptăm și noi cu nerăbdare această prima etapă. Din cauza pandemiei de coronavirus, suporterii Stelei nu vor putea să susțină favoriții din tribună la această întâlnire. Din păcate, nu putem să beneficiem de suportul lor fizic, însă moral știu că sunt alături de noi și au fost întotdeauna și simțim susținerea lor în fiecare moment. Sper ca după acest meci să le oferim încă un motiv de bucurie, de satisfacție și să le putem oferi victoria, bineînțeles. Clubul Steaua București se alătură asociației Magic în derularea unei acțiuni umanitare care vine în sprijinul copiilor grav bolnavi și a familiilor acestora. Va fi o galerie specială și ne bucurăm că putem să fim alături de asociația Magic care susțin copiii bolnavi de cancer. Ne bucurăm să putem pune și noi umărul în acțiunea lor și, într-adevăr, în tribune, dacă suporterii nu vor putea fi, vom avea ursuleții de pluș care vor ocupa 100 de scaune și vor încuraja echipa. Noi suntem Steaua București! Sâmbătă jucăm și pentru voi! Steaua București este și va fi doar aici! Forța Steaua!